Ia uitați, dragi prieteni, ce o să am iar pentru dumneavoastră. Aici avem câteva semințe, câteva, 130 de semințe de Gingko biloba, pe care le voi planta tot pentru a face plante în vederea vânzării, ca să ajungă la dumneavoastră. Dar, tocmai am achiziționat alte 200 și ceva de fructe de Gingko biloba care nu vor să iasă din de aici din morcanel. Nu vor ele, ce să le faci? Așa. Deci am achiziționat alte 200 și ceva de, nu vrea să iasă, domnule. Ce pot eu să-i fac? Așa. Deci am achiziționat alte 200 și ceva de semințe de Gingko biloba, dar necurățate. Bineînțeles că nu toate sunt în stadii atât de bune. Unele sunt și sparte, că se mai trece pe acolo, se mai... Da. Dar cert e că, iarăși, mai am vreo 200 și ceva de plante, de semințe, din care o să fac 200 și ceva de plante plus 100 și ceva, deci o să am iar vreo 300 și ceva, 400 de Gingko biloba la vânzare. Gingko biloba care în momentul de față n-aș putea să vi arăt pentru că sunt sub zăpadă, dar au undeva la 30, 35, 40 de centimetri. Sunt plante de 2 ani pe care le am pentru dumneavoastră la 35 de lei. Care dorește îmi poate solicita de acum. Bineînțeles, multe alte plante care nu intrați de obicei la mine pe canal ca să vedeți, de la Kaki, Jiro, Curmal chinezesc, Xian, acela lunguiesc care nu crapă de la ploi, deci cel mai grozav, cum s-ar zice, Perod, deși are 70-90 de centimetri, este Perod, adică a fost și în 2023, a avut, ce să mai, acum sigur are, 2024. Așa, Banana Nordului 5 suiri, dintre care unul autofertil, fel de fel de smochin, de brăduleți, de toate semințiurile de legume, pentru primăvară acum, multe, foarte multe rarități. Familii de kiwi ca la magazin, familii au și eu, mini kiwi, autofertile, am și din alea două suiri, dar câte multe altele nu am, dafin, câte nu am, coacăzi, roșii și negri, agriși fără țepi, afin canadieni, afin siberieni, of, multe, aronia, smeură galbenă, smeură neagră, dar câte nu am. Însă, momentan, asta am vrut să vă arăt, mă apuc de treabă, că și așa e vremea cum e, deci ca să se știe, să se vadă, să nu se creadă altceva, de-aia nu putem să livrăm nicio plantă, pentru că, na, asta e situația. E înghețat totul, e bocnă, nu poți să-l miști de pe loc, deci totul e jale. E gheața, ce să vinzi dacă gheața e în stadiul ăsta, pe loc. Prieteni, v-am salutat și ne auzim la următorul material. Până atunci, să trăiți bine!